Vă salut și sper că nu ați înghețat. Este puțin frig. A venit astăzi aici în Parlament din simplu respect față de cetățeni, dumneavoastră și unii colegi care sunt deputați în Parlament. Doar pentru calitatea lor că sunt deputați și sunt aleși și reprezintă poporul. Dar vreau să vă zic că nu am intrat la această ședință de anchetă care și-a început lucrările de la orele 10. Și nu am intrat din câteva motive. Un prim motiv este pentru că noi nu vrem, și am spus-o nu o singură dată, nu vrem să legitimizăm activitatea unei comisii care nu este legitimă. Și ea nu este legitimă deoarece ea nu reprezintă toate persoanele sau grupurile parlamentare din Parlament, în primul rând. În al doilea rând, pentru că această comisie este o comisie absolut subiectivă și rezultatul, se pare că rezultatul acestei comisii este de mult decis și se pare că verdictul este de mult scris. Și vă explic de ce. Pentru că este suficient să atragem atenția la denumirea acestei comisii. Și comisia se numește Comisia de Anchetă pentru Elucidarea Circumstanțelor de Fapt și de Drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de PDM. Uitați-vă câte componente și afirmații, ceea ce înseamnă că deja este o decizie. Și anume, este o tentativă de puci. Deci nu se investigează careva împrejurări, dar deja este o afirmație în denumire că o calificare drept tentativă de puci. 2. Ea deja este calificată ca anticonstituțională. Și 3. Ea deja stipulează și actorul principal, celui care urmează a fi dat verdictul, adică întreprinsă de PDM. Vreau să vă aduc aminte că dacă ar fi fost vreo intenție de a se verifica obiectiv și corect, multiaspectual, situațiile din perioada 8 iunie, 14 iunie, atunci această denumire ar fi una mai extinsă, mai vagă, mai generală și ar fi examinat cel puțin toate părțile acestei situații. Adică, nu înseamnă neapărat că unii s-au aflat în neconstituționalitate, dar puteau și alții să se afle în neconstituționalitate. Ori neconstituționalitate este atunci când acționezi contrar prevederilor Constituției și contrar prevederilor unor hotărâri a Curții Constituționale. Indiferent de că ele îți plac ție sau nu îți plac, dar care erau la acel moment în vigoare. Vreau să mai aduc aminte respectatului nostru public că toată comunitatea internațională a salutat și avem mai multe declarații și comunicate de presă în acest sens, iar mai recent chiar și o rezoluție a Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei care a salutat și a accentuat că s-a produs un transfer pașnic al puterii. Din păcate, această comisie pare în aceeași persoană atât legiuitori, procurori, cât și judecători. Și se pare că această acțiune face parte din acel șir de acțiuni de a da lumii spectacol atunci când nu poți să-i oferi pâine. Se pare că este una din acele tentative de a încerca să distragă atenția publică de la toate eșecurile care se produc în toate aspectele sociale și economice. Nu cred că aceasta vă ține foarte mult. Dar grav mai este în acest lucru și faptul că suntem în plină campanie electorală și măsurile respective nu pot fi calificate altfel decât încercări de intimidare, dar care vedeți că eșuează. Și iarăși am să revin la rezoluția Consiliului Europei de săptămâna precedentă, trecută, care a tras atenția autorităților din Republica Moldova asupra faptului că vor fi cu ochii pe noi, pentru că această campanie electorală și aceste alegeri este un examen, trebuie să fie un examen. Și același lucru a spus-o și înaltul comisar Federica Mogherini. Cu aceasta am vrut să încheie acest scurt briefing, să urez tuturor o zi reușită. Dacă aveți vreo două, trei întrebări la acest subiect, sunt gata să răspund. Dar, domnule Cipătar, de ce nu ați acceptat să mergeți la audiență? Pentru că este
este o anchetă care nu are legitimitate și noi nu avem nici cea mai mică intenție să legitimizăm. Dar faptul prezenței noastre astăzi în Parlament este demonstrația că noi nu avem de ce ne teme, nu avem nimic ce ascunde, suntem foarte deschiși și am dorit, de fapt, să avem o comunicare la acest subiect încă la momentul când acest proiect de hotărâre de Parlament a fost propus pentru aprobare în una din ședințele Parlamentului din luna iulie. Și noi am atras atenția asupra unor momente care nu s-au dorit a fi auzite și a fi luate în considerare, nici măcar discutate. Atunci aș început acea practică, dacă vă aduceți aminte, a guvernării de a închide gura opoziției, invocând articolul 108 din regulamentul Parlamentului. Vreau să vă mai întreb dacă vreți să se și partenerii externi. Am înțeles că este o rezoluție RCE, dar la moment, noi o să urmărim și noi spectacolul. Și nouă ne place să urmărim spectacole. Dar vom decide pe viitor ce vom face în această privință. Vom vedea cum ei se vor mișca și cu siguranță, dacă va fi cazul, vom sesiza toate organismele pe care le vom considera noi necesare. Dar știm că și la Procuratura Generală este deja o anchetă și știm că a fost primat mai mulți deputați, cel puțin din PSRM, știu că a fost cineva din PDM chemat? Și... Eu nu pot să vorbesc despre colegii mei, chiar acum sunt puțin ocupat în campanie. Și nu mi-aduc aminte cineva din ei să fi fost invitat în vreo calitate careva. Nu cunosc. Domnul Cicodar, cum comentează Partidul Democrat faptul că Procuratura Anticorupție a expediat o citație către fostul lider pe care mi-a dat la Parlament? Noi tot timpul... Noi tot timpul am spus și o să reiterăm că atunci când apar întrebări sau sunt careva momente care urmează fi clarificate, suntem la dispoziția oricăror instituții. Mai bine să avem discuții și să facem clarificări decât să lăsăm în sfera publicului o sumedenie de speculații. Membrii PD-ului au fost chestionați cumva de cei de la Procuratură pentru că... Referitor la ce? Că nu pot găsi pe Vlad Plahotniuc, de aceea au recurs la această modalitate de a emite publicul comunicat în care spune că el este citat. Pentru că, spun ei, nu au nicio sursă de a da de Vlad Plahotniuc. Au încercat prin intermediul partidului să... Eu nu pot să vă spun cum au încercat ei sau nu, pentru că nu cunosc de careva încercări de ale domniilor lor, dar că așa cum o fac, încurajând unii colegi de dumneavoastră, încurajez și pe procurori, să apeleze și la alte mijloace tehnice moderne. El se numește telefon mobil, se mai numește e-mail și sunt sigur că să aibă și răspunsuri, dacă au intenții adevărate. Mersi și dumneavoastră și să aveți o zi bună!